Președintele Consiliului Județean Iași și vicepreședintele Consiliului Județean Iași au susținut o conferință de presă în cadrul căreia au venit cu argumente împotriva acuzațiilor lansate luni, 13 martie 2023, în spațiul public de senatorul Maricel Popa. Consiliul Județean Iași a pierdut finanțarea prin PNRR pentru construcția Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară din cauza digitalizării și a costurilor supraevaluate. Așteptăm ca Ministerul Sănătății, care este partenerul nostru, să ne transmită cum crede de cuvință că ar trebui procedat pe mai departe. Tot ceea ce putem să vă spunem astăzi este că a noastră comunitate are un proiect matur, cu indicatorii tehnico-economici avizați, cu autorizația de construire emisă. Așteptăm doar ca partenerul nostru, Ministerul Sănătății, să ne sprijine, tocmai pentru a putea depune acest proiect prin postul de sănătate, parțial și împrumutul de la BEI. Consider încă o dată, Iașul și regiunea Moldovei are nevoie de un Institut Regional de Medicină Cardiovasculară, pentru că incidența bolilor cardiovasculare în România ne duce cu o mortalitate neonorantă de loc 3 în Europa, iar astăzi Iașul are un pat la 45.000 de locuitori, pe când media în Ardeal sau în sudul țării este de un pat la 12.000 de locuitori. Potrivit proiectului, capacitatea spitalului Iași va fi de 500 de paturi, din care 450 spitalizare continuă și 50 pentru spitalizare de zi. Institutul va avea 27 de secții și departamente sau compartimente, dintre care 7 nu există în România, 14 săli de operație și o secție ATI de 80 de paturi. Noi ne-am fi dorit să dăm drumul la achiziția cu clauza suspensivă. Și cred că au fost două adrese, una din iunie anul trecut și una din octombrie anul trecut. Iar în lipsa unui răspuns în acest sens, ne-am asumat depunerea, am făcut acordul de parteneriat prin plenul Consiliului Județean cu Institutul de Boli Cardiovasculare și l-am depus. Trebuie spus că în ceea ce privește costul unui proiect, real costul este dat de licitație. Cu cât este mai frumos proiectul, cu cât este mai interesant, mai provocator, pot apărea mai mulți ofertanți și din competiția asta putem avea prețuri mai jos. Dar noi am avut în vedere ca referință proiecte similare ca dimensiune și am făcut zilele astea, pentru că a apărut subiect nou în spațiu public, respectiv costul pe metru pătrat, am făcut o comparație cu SRU, unde suntem la diferențe sensibil egale. Am făcut comparații cu spitale care există astăzi finanțate din PNRR. Costel Alexe a precizat că Iașul are nevoie de o infrastructură medicală care să satisfacă nevoile populației, iar proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară nu este megaloman sau supradimensionat.